Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. De această dată ne-am propus să discutăm despre demisia guvernatorului Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, care a fost depus zilele trecute. Aceste aspecte, dar și despre starea economiei pe, pe ansamblu în țara noastră, vom încerca să discutăm cu Gheorghe Costandache, expert economic, bună seara și bine ați venit. Bine, bine. Și domnul Sergiu Ungureanu, de asemenea expert economic, bună seara domnul Ungureanu, bine ați venit la Reflector Analitic. Domnule Costandache, cum ați primit dumneavoastră această știre, știre că guvernatorul Cioclea a demisionat pentru că părerile sunt împărțite, unii încearcă să vadă partea plină a paharului, alții sunt foarte realiști și se arată Categoric împotriva trecerilor în revistă a capito la capitolul de realizări. Deci bine, când am aflat despre plecarea lui, am primit-o cu calamitate, foarte calm. Cine este guvernatorul Băncii Naționale? Este o persoană în funcție, este un demnitar public ca celelalte persoane, tot răsuflu, bea, mănâncă. Doarme. Dar depinde de, stabilitatea nu, economică nu, de el? Nu depinde de dumnealui niciun fel de stabilitate economică și în genere nu depinde de nimic. Nimic de el personal, ca persoană fizică. Da, el se află în funcția, într-o funcție înaltă de publică, în fruntea autorității centrale bancare, monetare de Republica Moldova. Mă rog, la el se aliniază mai multe personalități, mai mulți experți, sigur cu un cuvânt care îl pronunță, el trebuie să-l pronunț cu deosebit atenție, fiindcă depinde de ceea ce pronunț și cum pronunță. Însă, în cazul Republicii Moldova, autoritatea bancară, autoritatea centrală, monetară, în principiu, în starea ei, cum este acum, nu prezintă, practic, mare interes pentru, pentru nimeni. Domnul Constantache, dar guvernatorul e o funcție politică? Cum o vedeți Guvernatorul, în principiu, trebuie să fie la noi, este funcție politică. Însă, conform regulilor standardelor internaționale, aceasta trebuie să fie o funcție absolut autonomă, a Deci nici într-un stat nu se admite ca politicul să, să influențeze măcar cât uși de cât, deci funcționarea autorității monetare centrale, fiindcă de această de autoritate centrală, de bancă centrală a unei țări, în principiu depinde de economia, a spus corect. Deci, nu da. de, depinde economia de către banca centrală a unui stat, însă nu de, nu de o persoană, fiindcă nici el ca persoană, ca funcție, ca funcționar nu ia decizii de unul singur, nici dispoziție nu are, doar pe interior ceva dispoziții poate să facă și atât. Dar toate deciziile și toate regulamentele tot ce este legat de emiterea documentelor de reglementare, sunt adoptate de către Consiliu și nu pur și simplu implicați experți până a se lua da. Deci Vreau nu, să l nu... întreb pe domnul Gureanu. Domnul Gureanu, spuneți-mi vă rog, iată atunci când a fost uh, numită candidatura lui Sergiu Cioclea care până la urmă a fost votat cu 61 de, de deputați, votul la 61 de deputați, se aștepta destul de multe. În primul rând, se aștepta ca să ni se spună clar unde a dispărut miliardul și să ni se facă claritate în rapoartele Croll 1 și 2. Raportul Croll până la ziua de astăzi nu a fost publicat. Ține acest lucru de activitatea BNM-ului și nemijlocidia lui Sergiu Cioclea pentru că vom ajunge să, să vedem și alte aspecte. Da, acesta deci este un conglomerat întreg de cauze, de efecte, de activități care au avut loc. Deci, în primul rând, să ne aducem aminte că numirea lui Sergiu Ciocla a fost privită ca o salvare, ca un colac de salvare la care se aștepta. Uite, acuș, acuș, acuș vine salvarea cea mare, acuș nu se va spune unde a dispărut miliardul și așa mai departe. Deci, foarte multe acușuri erau din partea acestui eveniment. Dacă deci, țineți minte că s-a așteptat foarte mult, până când s-a dat partea întâia a concursului, a doua și așa mai departe. Deci, lucru, deci s-a înflătat o bulă, o bulă foarte mare și până la urmă nu s-a întâmplat nimic și atunci hai să vedem cine este vinovat, cine este responsabil. După cum a spus și domnul Constantache, nu are prea multe pârghii la dumnealui domnul Sergiu Cioclea ca guvernator a băncii naționale. Deci foarte multe lucruri deja sunt puse la punct, dar foarte multe încă sunt trebuiesc puse la punct. Ca să înțelegem foarte bine, Banca Națională a Moldovii nu este o bancă, o instituție autonomă sau cine, un organ care funcționează de la, cu de la sine putere. Ea trebuie să funcționeze într-un anumit sistem de valori, într-un anumit sistem internațional al băncilor naționale, deci care sunt guvernate împreună cu FMI-ul și așa mai departe. Deci sunt anumite reguli internaționale de care trebuie să asculte. Plus la asta sunt și reguli naționale, deci anumite dispoziții din partea Guvernului, Parlamentului, legislația națională care impune anumite activități. Iată acea are asumare de răspundere care care prespunea, prespunea acea luare de datorii. și foarte multe aspecte. Și în cel mai... Deci, cei ce aș spune eu, ceea ce aș sugera că s-a întâmplat, probabil nu a rezistat dumnealui în cunoștința aceasta de cauză, fiind școlit peste hotare, având alte cunoștințe și un pic de alte educații. Experiență. Deci, experiență cum se lucrează în bănci. Deci, așteptările internaționale care sunt și acele presiuni, acele impuneri naționale care se dădeau, cel mai probabil, în urma presiunilor care au avut loc, a hotărât să plece și a motivat-o asta ceva simplu. deci cum Credeți că în... în presiuni politice? Eu Sunt cred în anumite presiuni politice. Cred că ar trebui să vedem noi ca societate ce facem ca să creștem transparența. Pentru că de cele mai multe ori noi nu avem transparență și iată, apar asemenea decizii, apar asemenea de evenimente, demisii, fără ca să știm, fără ca să înțelegem de ce s-a întâmplat acest lucru, pentru că nu cunoaștem nimeni cine și ce face în asemenea instituții de o importanță mare și mai ales că. Această demisie niște. înseamnă un minus de încredere pentru actuala guvernare? Categoric da. Categoric este un minus de încredere pentru că Sergiu Ciocle era privit ca un exponent sau ca un reprezentant al um, noului curent, deci curentului vestic, așa hai să spunem, la care era aderentă până mai ieri și poate până astăzi, Moldova, cum vroia să. Dar iată că nu s-au adeverit așteptările și probabil și el a vrut să se ferească de următoarele uh, consecințe, consecințe, lovituri care vor urma și va trebui <coughs> cel puțin să tacă sau să tacă cât este în Moldova. Că dacă va începe foarte mult să spună, s-ar putea soarta lui să fie similară cu altor polițieni. Domnule Costan vedeți o interdependență între amnistia fiscală și demisia domnului Cioclea? Da, văd. Deci, după cât eu urmăresc evoluția implementării acestei legi, după cât eu știu, mi se pare că două sau... Eu știu că cei băieții de la CNA încă întârziau cu un regulament privind implementarea acestei legi. Nu știu, l-au elaborat ori, nu, a fost aprobat ori nu, însă ceea ce știu eu, că celelalte structuri, instituții de stat publici care au legătură cu faptul, cu procesul de implementare a acelei legi privind amnistia fiscală și era să zic de capital. Foarte deci, bine, da? da, da deci de de majoritatea din ei și-au făcut tema de acasă foarte repede Însă, legea în totalmente trebuie să fie să intre în vigoare implementată de la 1 octombrie, octombrie, după cât eu țin minte. Însă, până în zilele de astăzi, până astăzi, noi nu avem un regulament care obligator trebuie să fie emis de Banca Națională și acest regulament, vreau să vă spun, că este principalul Numărul 1. Pentru implementarea, pentru implementarea acestei legi, deoarece toate tranzacțiile, indiferent de care sunt ele, care e caracterul de cenatură, da. lor, deci se se realizează prin sistemul bancar, deci prin bănci se declară. Deci, pe urmă intervine fiscul, celelalte structuri, însă, sau Agenția de Combatere Spălării Banilor și așa mai departe. Deci, pe urmă, Intervin. intervin. Însă, prima ce are de făcut, deci ei trebuie să fie banii, trebuie să uh, capte formă legală prin sistemul bancar, tranzacțional. Iar băncile nu au la custodia sa, în managementul lor, pentru a derula acest proces, pentru a administra procesele de legalizare a capitalului, nu l-au. Cioclea nu a dorit să devină partea acestui sistem? să eu se mie mi, -e, mi -e greu să mă expun, în, eu știu, în locul lui domnul Cioclea. mi, da. mi greu, dar, pe de-o parte, ar fi un protest al dumnealui contra acestei legi. Pe de altă parte, eu, din sursele tare demne din credit, că am acolo colegi de grup care lucrează în Banca Națională și nu, nu în funcții simple, chiar da. prea înalte. Și uh, am am distul de, uh, de informații că Banca Națională s-a opus acestui acestei legi, cel puțin în conținut și formatul care ea uh, a fost elaborată. Că și ea, atunci a fost nevoit să plece. Asta ar fi deducția logică. Noi putem să deducem asta, da. dar uh, nu aș exclude că domnul Și Ciloclea, acest scenariu, da? Da. Însă în afară de asta sunt o mulțime de alte scenarii care luat în ansamblu l-au impus sau i-au deschis cala de, de a se gândi foarte bine, a cugeta foarte bine și eu cred că după declarația că sunt motive personale care despre care nu poate să le facă public, mi-mi pare că acest ansamblu de atitudini și eu știu gânduri, mi-mi pare că l-au făcut să determine. Eu vreau să vă spun că au, există mai multe lucruri care prin care mie mi se -mi pare că l-au făcut să ia această decizie. Și nu în ultimul rând, vreau să vă spun, implementarea efectivă a acelor modificări la legislație, chiar și legea privind rezoluția bancară, chiar și care a fost, apropo, în 2016, prin răspundere de guvern, a fost aprobată. Deci, ea până astăzi încă nu este implementată normal în bănci. În bănci se tergiversează deci transparența bancară, până în zilele de astăzi avem bănci în care nu, nu cunoaștem cine sunt, cine stă în spatele, deci de Și așa da. mai departe. plus la aceasta, nivelul de evaluare a riscurilor, riscurilor încă nu este implementat. Este implementat doar în băncile cu capital străin. Da. Și atunci domnul lui cred că eu știu. Da. Haideți să, pornim, domnul Ungureanu, haideți să pornim de la faptul că nu toate inițiativele BNM-ului erau susținute. Iarăși fac referire la anumite acțiuni pe care le-au anunțat cei din cadrul BNM-ului. Iată, domnia sa, atunci când era numit în această funcție, citez din memorie, spunea că va curge sânge, va face tot posibilul ca să redreseze starea de lucruri. Nu am văzut sânge, nu am văzut demiteri în masă, nu am văzut, nu știu, ierarhii care să, să fie demolate. Da. Ce deci s-a întâmplat cu acele promisiuni? Promisiunile au fost. S-au lovit de politic? Au fost date atunci când era posibilitatea de a da promisiuni, dar când era deja momentul să înceapă lucrul, s-a văzut realitatea. Și realitatea era una la care, probabil, nici domnul Cioclea nu se aștepta, pentru că o asemenea realitate, cum este în Republica Moldova, când practic statul nu funcționează, când mecanismele de stat care trebuiau să oprească, inclusiv și acel furt al miliardului din sistemul bancar, trebuiau să funcționeze și ele nu au funcționat. Și asta nu depinde doar de un singur element. Acum să găsească doar un singur element care cum că stă la închisoare și gata, au spălat totul. Nu. Pentru că asta înseamnă să astupăm soarele cu degetul, sau cum se spune în popor. Deci, da. Lucrurile astea nu trebuie să privite așa. A încercat, probabil, să rezolve un pic sistemic situația respectivă. Cei ce nu știu nu știu, mi-a plăcut mie și personal, poate, că domnul Cioclea nu era o figură în asta politică care să iasă permanent la televiziuni, la tribune, să spune că tot așa și așa, cum era predecesorul său, care pe mandatul căruia s-a întâmplat acest furt al, miliardului și Cioclea a venit un pic și a spălat prin imaginea sa, a spălat imaginea băncii naționale, pentru că Banca Națională avea o funcție directă. Anume deci în acest... și întrebam în cadrul emisiunii dacă e funcție politică în esență sau nu. În pentru mare că, parte, în da, cazul... pentru că a venit ca un fel de Antipod al ceea ce era Drăguțanu. Pentru că Drăguțanu, dacă era mai mult așa, hai să spunem, un showman, cioclea, era, făcea impresie de un om care stă undeva acolo, departe, de o camere, departe, toate, să și lucrează. Dar iată că, lucrând, lucrând așa, fiind într-o funcție destul de bună, într-o funcție foarte prestigioasă, pentru un CV bun, pentru, chiar și la nivel internațional, să fii șef al băncii naționale a unui stat este foarte bine, este foarte. Și să-ți dai demisia din această funcție, aceasta spune din Nici la multe. O jumătate de mandat, nici la, la da, urma cel puțin patru ani. da. Mai aveam să stea la, în acest mandat. Cred că domnul lui și-a dat foarte bine seama ce se întâmplă și a înțeles că puterile sale nu mai sunt capabile să reziste nici acelei legi amnistierii fiscale care vine acum cu foarte multe probleme și care ne-au atenționat foarte multe structuri internaționale și naționale despre acest lucru. Vine și împotriva anumitor inițiative ale băncii naționale. Deci foarte multe lucruri la care probabil nu a rezistat. Deci eu sunt așa mai optimist poate din fire și la moment încă tind să cred că acestea au fost motive pentru că... un salariu de 100 de mii e mult sau e puțin pentru un guvernator reieșind din salariul mediu pe economie, reieșind din pensia minimă și așa mai departe. Ar putea exista aspectul ăsta financiar la mijloc. Sau nu? Deci, îl excludem din start. Este un salariu de 100 de mii, este un salariu motivant, dar trebuie să nu uităm că avem întreprinderi de stat, întreprinderi falimentare care au salarii de 60 de mii, de 80 de mii, chiar de 100 de mii, de care mi. nu o duc foarte bine. Deci aici trebuie să vedem cât de eficientă este instituția și cât de, trebuie să avem parametri de calitate a fiecare instituție, a fiecare întreprinderi de stat și atunci vom putea spune, este <coughs> mult sau puțin. Domnul Constantin, aceeași întrebare, e mult sau e puțin? Ce, Ce mi salariu mi... trebuie să aibă un guvernator deci, pentru ca lucrurile să fie stabile? Eu trebuie să fie comparabil. Da. Deci un salariu de ăsta, dacă o comparăm cu Bernache sau cu alții care au milioane în funcție de simbolic, teritoriul da? nostru și în funcție de, de situația economică, mie mi se -mi pare că este unul foarte motivant. Însă pe mine mă deranjează puțin indicatorii de eficiență. Fiindcă vrem noi, nu vrem, nu vrem e, performanța trebuie să fie văzută prin prisma eficienței. Așa eu înțeleg corect, orice funcție de... Orice, așa cel puțin vede un economist care e economist sau un manager. Și vreau să vă spun că eficiența băncii naționale, în principiu ca activitate în sistemul, ca deformare, reglementare și monitorizarea sistemului bancar, nu am prea văzut în, în perioada aceasta. Invers, invers am văzut stagnare, chiar stagnare concretă, fiindcă eu iau, iau indicatorii de performanță a băncii generale, eu mă uit la volumele de creditare. Volumele de creditare s-au au, -au redus din 2014 până acum. Toți, absolut, toți, în jos au mers cu 25-30%. Pe urmă eu, eu, mă uit la indicatorii de performanță a băncii în fruntea căruia a fost chiar dumnealui, care a spus că va curge sânge. Deci primul și principalul indicator de performanță, eu mă uit la recuperarea miliardului. Da, Banca Națională nu se ocupe de recuperare, însă are un rol și misia ei e prea mare aici, ca să nu avem ceva performanță. Noi până acum nu avem nimic. Deci, din miliardul furat, nu s-a recuperat niciun bănuț, până în zilele noastre. Ceea ce se zice că e recuperat, acolo sunt vânzări de uh, activii și rambursarea creditelor care -i... erau la scadență. Și atât. Deci, și mai sunt alte lucrări. Deci, nivelul de lichidități în bănci a crescut atât de mare că uh, sistemul bancar nu știe unde să le plasează. Nu da. au unde le-am plasat. Pe urmă, în afară de aceasta, rigiditatea și supraprudențialitatea băncilor a devenit, într-adevăr, extra ieșită din comun. că dacă pleci acum să accesezi un credit, practic, chiar și de 10 și 20 de mii, tu nu îl vezi. Dar un credit mai mare a unei, unei companii care dorește și 1 milion și 23 de lei, păi poate să, să acest, acest proces poate să Doreze. țină și o lună și două și jumătate de ani. Deci, ce ne facem? Eu înțeleg că ne bazăm pe toate regulamentele și pe implementarea deci acordului Basel, 2, BASEL de la 2 la 3 care prevede multe lucruri interesante, însă Republica Moldova nu este gata pentru implementarea acestui sistem, acestui acord, Basel 3, dacă îl cunoașteți. Deci, noi ca și când l-am implementat, dar ca și când comuniștii se duceau și făceau în, în Africa socialismul deodată, știți? Sunt, este un proces, o este da. un proces care trebuie să crescut, încet și sigur. Deci, aceștia indicatori de performanță care astăzi avem în sistemul bancar, nicicum nu intervin pentru o creștere economică. Iar creșterea care se disenează prin statistica noastră este din contul prețurilor și nu din contul dezvoltării mediului de afaceri, vreau să spun. Da. Domnul Ungureanu, vreau să vă întreb, iată, la capitolul realizări, citeam și pe rețelele de socializare, o parte din concetățenii noștri îi atribuie domnului Cioclea stabilitatea monedei naționale. E așa sau nu? Cum se privește toată treaba asta din prisma unui expert? Știți, stabilitatea monetei naționale are două aspecte. Mă rog. Deci, pentru o economie care se dezvoltă, sunt uneori situații când moneta națională chiar crește, este nu inflație, dar deflație, asta e bine. E bine pentru exportatori pentru uh, cei care. Dar trebuie, haideți să vedem în general ce s-a întâmplat cu moneta națională până la criza cea mare de furt al miliardului și ce este da. acum după. Deci, dacă să ne uităm la uh, acele valori, care era moneta. Haideți să spunem că acea criză a miliardului a fost așa un șoc și s-a și revenit dar, în economia. Dar trebuie să vedem cât, sau cât și-a revenit moneta națională. Conform indicatorului, dacă nu ar fi avut acest loc această asta, economic poate foarte bine determinat, pentru că sunt anumiți, anumite, grafice care arată cum ar fi trebuit să meargă chiar și cu o inflație așa normală sau cum da. ar fi pentru Republica Moldova normal. <coughs> pentru că este... Deci stabilitatea monetei naționale ține, da, este de politica BNM-ului, dar este și un lucru care ține de economia națională. Și aici trebuie foarte bine să vedem pe ce se bazează economia noastră națională și în mare parte, din păcate, încă economia noastră se bazează pe acele remitențe, pe acele, acei bani care vin din exterior în Republica Moldova. Încă nu avem o economie puternică care spune că avem o industrie, un comerț, un sector al serviciilor care putem să exportăm, să aducă profit toate lucrurile astea încă nu sunt foarte bine puse la punct, chiar deloc. Încă nici nu se încearcă, nu se fac politici. Încă în Moldova se gândește la, la nivelul acela că trebuie să exportăm doar fructe curate sau legume neprelucrate. Când asta deja este secolul trecut pentru foarte multe țări, când se știe foarte bine că trebuie să export deja cu o valoare de adăugată. Sunt anumite standarde care sunt trebuie să fie respectate. Care, da, dar trebuie să mai... Nu pur și simplu vinul în vrac, dar deja exportați. Sau nu pur și simplu fructele alea neprelucrate, dar deja făcut gem din ele, sau făcut procesate. Ducează, procesate. Păi în procesate. Aceasta aduce da. mult mai mult profit, că de multe ori putem să pățim și lucrul ăsta când noi exportăm fructele și vine înapoi dulceața făcută tot din fructele noastre și vine de patru ori mai scump sau de cel puțin de patru ori mai scump da. la noi, și atunci noi pierdem ca societate. Iată, lucrurile astea ar trebui să gândească ca economia să, să crească. Dar bine, asta nu, este doar de, nu ține doar de strict de Banca Națională. Banca Națională are ale ei mijloace și pârghii, dar trebuia cel puțin să se examineze, iată acest furt al miliardului și să vină cu un răspuns. Eu aștept, probabil, optimist, aștept ca este un timp oarecare, după ce se vor mai liniști, am în vedere, numai unul mult de o săptămână, două, să vină să ceri Cioclea să spună, uite ce, era, ce am găsit eu la Banca Națională și uite ce am lăsat în urma mea. Să vină cu un raport personal. Și iată, asta ar fi bine. Dar da, Dumneavoastră, de fiecare dată încerc să aflu de la invitații mei dacă cred în viitorul apropiat se va întâmpla faptul că instituțiile statului nu vor mai fi repartizate după criterii politice. Și când zic lucrul ăsta, fac inclusiv referire și la BNM, pentru că dacă uh, deja nu știu, am avut reacția premierului, speakerului care a catalogat pozitiv activitatea lui Cioclea, dar făcând abstracții de aceste catalogări, ar trebui să existe o transparență și ar trebui să fie, nu știu, după indicii profesionalismului în propusul asemenea persoană, într-o funcție cheie, nu? În mod normal, da, și repartizarea aceasta a instituțiilor, până și a școlilor după criterii politice. La noi chiar s-a ajuns și la grădinițe și funcțiile din interiorul unei școli se repartizau după criterii politice. Asta este un lucru foarte negativ pentru că se diminuă profesionalismul, calitatea de profesionalism. Dacă ne aducem aminte, guvernatorul precedent al Bancii Naționale era din partea Peleului și iarăși la ce, a, la ce a dus acest lucru. Deci repartizarea politică, bine, astăzi avem o repartizare doar strict într-o singură culoare politică și parcă nu ar trebui să existe probleme dar iată că există probleme și iată că instituțiile nu funcționează chiar atât de bine. Deci profesionalismul ar trebui să fie la pe primul loc și transparența, ceea ce noi discutăm, inclusiv de la nivel local până la nivel cel mai înalt. Pentru că dacă la nivel local noi nu avem un buget normal la fiecare localități, la fiecare sat până la și nou, atunci noi nu putem să cerem la nivelul mai înalt ceva mai mult. Da, domnul Costandache, văzusem că împărtășiți probabil o altă viziune sau veniți cu o completare a ceea ce spunea domnul Ungureanu raportat la stabilitatea monedii naționale. E un merit? Nu e un merit? Dar noi nu, ce, ce se întâmplă cu moneda noastră. Până deci noi nu putem să vorbim despre meritul uh, Băncii da, da. Naționale sau uh, personal al lui Ciocle. Meritul domnului uh, guvernator este că el și-a făcut foarte bine treaba în câteva aspecte. Deci, cred că au fost niște înțelegeri atunci când s-au ținut în captivitate cele trei bănci, care erau în principiu spre falimentare, a rămas doar una cu administrarea specială, din Combank, deci, mie mi se pare că domnul a muncit foarte bine și eficient în privința realizării celor două, celorlalte două bănci, Molda Grand Bank și Victoria Bank, și aici a făcut-o cu brio. Și despre aceasta ne vorbește și multiplele, a, indicatorul, să zicem, de eficiență, performanța dumnealui, care, în principiu, în toată această perioadă, dacă calculăm perioada aflării la locul de muncă și perioada aflării pisticotare, cred că ar fi 1 la 10, 1 la 8. Așa. Și atunci, sigur, că apar diferite întrebări, apar diferite uh, suspiciuni. Înțelegi? Da, eu înțeleg. Un, un uh, guvernator, un șef al unei bănci centrale, da, are deplasări, are colucrări, colaborări cu diferite instituții internaționale, europene, întâlniri, bilaterale și așa mai departe. Însă, totuși, locul este de muncă aici, aici. Aici, acasă. Și atunci, dacă, eu știu, dacă facem referință la la indicatorii aceștia, sigur, pe minim, puțin aceasta mai deranjează. Da, Republica Moldova mai există perimitențe? Mai răsuflă datorită deci, lor? Deci, bine, n-aș spune Sau că Moldova, Republica Moldova doar numai permitențe, însă faptul că avem o economie care 80% depinde de import, aceasta ne vorbește despre faptul că deci, moneda națională nu are nicio valoare atâta timp cât circuitul monetar este încălcat, este în desturbare. Deci nu are o, nu întrunește toate criteriile de monedă în circulație. În circulație. Fiindcă, în principiu, toată economia este măsurată în dolari sau euro. În rare ori în liri sterline. Deci lumea toată care cheltuie, cheltuie, își face socoteala de acasă, se duce la casa de schimb, schimbă și procură, procură sau achită serviciile. Exact invers. Când primești salariile în lei, 10, 20, 30 de mii, cât primești, nu mă interesează, se duce la casa de schimb, îi transformă în valută, în dolari, euro și îi ține la consum sau la bancă. Deci, despre aceasta este cea mai... Iată, aici este stabilitatea noastră. Ne vorbesc despre faptul că nu, economia națională sau economia reală, sectorul real al economiei, nu funcționează bine din contul circuitului monetar al Republicii Moldova, ca o economie pe ansamblu. Și atunci dacă facem referință la remitențe, remitențele într-adevăr au o, un factor, joacă un factor decisiv, fiindcă, fiindcă în principiu o parte, cel, cel puțin 30% din volumele de vânzări, se bazează pe, se bazează pe acele remitențe. Însă, din, din acele vânzări, se achită toate impozitele, TVA, începând cu TVA și toate celelalte. Iar din aceasta se asigură uh, volumele sau, să spunem, valoarea importurilor, uh, care iarăși din nou trece și prin ciclul de uh, euro, uh, leu moldovnesc sau Moldo eu, leu moldovnesc dolar pentru efectuarea sau aprovizio aprovizionarea din uh, de pesticotare, de import, a uh, conserve. conservic. Noi ducem mere și uh, prunii pesticotare și, și aducem conserve, astea, da. gemurile și astea de 3, 4, 5 ori mai mult, uh, 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 da. prețuri mai, mai mari. Uh, remi e. Remitențele uh, se mai țin încă, însă ele sunt spre reducere. Deci nu vor fi veșnice. Și atunci trebuie, cei care vor veni uh, la putere, vor guverna țara, trebuie să aibă uh, capacitatea de a crește modelul de dezvoltare economic, adică modelul de dezvoltare al lumii de afaceri, a da. mediului de afaceri. Domnul Ungureanu, vreau să vă întreb, iată, pregătind mă pentru această emisiune, găsisem declarația unui lider politic de la noi, care spunea, vedea o legătură între ce, ce s-a întâmplat pe 14 august 2013, se referea la demisia domnului Neguță, din mm -hmm. funcția de ministru a finanțelor, mm -hmm. și cu această demisie ne referim la o misiune pe care ei s-a încredințat acestor doi uh, demnitari și atunci când a fost realizată trebuie să părăsește ieșicherul politic? Uh, există legătură? Haideți să pornim de aici Bine, este greu de spus acum că ar fi o, da. o legătură directă între aceste două evenimente sau că există deja o tradiție că așa, așa se, se, se întâmplă pentru că avem doar un singur caz bine, a doilea caz care nu știi ce va fi mai departe tot un demnitar public a demisionat în da. anume din structura aceasta financiară, economică a țării dar trebuie să ne punem întrebarea ce vom face mai departe și care vor fi cerințele noastre ca societate mai departe de la următorii guvernatori care vor veni, de la următorii cei care vor guverna în însăși țara și vor guverna acele ministerii, acele puncte cheie. Deci dacă noi ca societate venim cu cerința ca să se facă transparentizare mai mare, ca să se facă o claritate unde s-au dus totuși aceste miliarde și care este totuși până la urmă acea sumă care a fost recuperată? De ce se vehiculează mai multe cifre sau unele cifre se vehiculează pentru exterior, altele pentru interior? Pentru că în de aceasta, mai departe va urma ce vom face noi. Cât va trebui să plătim din buzunarul nostru și cât va trebui să dăm din ceea ce noi câștigăm. Și sau... De ce bine eu până la această oră, nu știu, rămâne a fi o instituție închisă? Mă refer la capitolul informației. Transparență, dacă vreți. Știți, este un, aici sunt mai multe pricini, este atât și legislativ, bine, pentru că legea încă le permite, pentru deci, bine, le, ei fac ceea ce le permite legea. Dacă legea le permite să fie închiși, ei vor, vor folosi până la ultima, că dacă legea interpretează cumva poate fi închiși sau deschis. Da? ei iarăși vor alege ca să fie închiși. Deci aici trebuie să fie o lege puternică care să spună clar ce trebuie să fie deschis și ce trebuie să fie închis din punct de vedere al informațiilor, pentru că avem și informații care nu pot fi divulgate publicului larg. Dar trebuie să existe și un mecanism de control, pentru că noi dacă avem anumite încălcări sau anumite lucruri care au dus, pentru că un serie întreagă, un lanț întreg din încălcări au dus la ceea că, spre exemplu, a avut loc furtul miliardului. Dar fiecare acel element în acest lanț trebuia să fie controlat și mecanismele de control nu au funcționat. Și bine, dacă nu au funcționat mecanismele de control, trebuie să vedem cu ce mecanisme vinim care să le înlocuim și cum vom opri aceasta. Care să fie pedeapsa, spre exemplu, dacă nu s-a observat că o semnătură trebuie lipsea sau a lipsea avizul unei comisii sau a lipsea nu știu ce de la, la CNA. Deci, lucrurile astea trebuie. Deci, sistemul este Sistemul nu funcționează și atunci când nu funcționează unul, două, 10 elemente din acest sistem, ne așteptăm încă la asemenea lovituri. Și lovituri din astea vor mai fi pentru că noi, ca societate, încă n-am pus această cerință foarte clar față de guvernare, să spunem. Domnul e specific BNM-ului să fie sau unei instituții de asemenea natură să fie închisă. Bine, eu cred că sunt informații destule făcute publice în măsura în care este legal. Nu vă referiți. deci e public chiar și lor tot, 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 este publicat. Alta e că e cam un ochi, să găsești pe site-urile lor. Asta e, e altceva. E, e o problemă care trebuie să desensibilizat. Însă sunt de acord cu dumneavoastră. Instituții sunt secrete de stat, secrete economice, care nu pot fi făcute publice. făcute publice, însă, ce ține de sistemul bancar, per total, în generii, indicatorii generali, ceea ce sunt de transparența capitalului, ceea ce ține de transparența proprietarilor în spatele cărora stă capitalul și așa mai departe, trebuie să fie deschis totalmente. Banca Națională nu cred că are ceva de ascuns față de noi, nici metodologia, de de calcularea cursului de schimb, nici una, nici alta. Însă, alta e chestia că la furtul miliardului, domnul Gureanu a vorbit, deci s-a văzut tot, procesul s-a văzut totuși. Procesul sau funcționarea, funcționarea mecanismelor a, a, a fost eficientă, foarte bună. Însă, sistemul de luare de, a de, de deciziilor, de administrare a deciziilor, a managementului la nivel înalt la Banca Națională nu a funcționat. El, bine, mersi, a funcționat, tot s-a cunoscut, însă nu s-a luat decizie la timp. De ce nu s-au luat decizie la timp? De ce nu s-au oprit acele tranzacții care, eu, eu știu că numai, orice tranzacție mai mare de 500 de mii de lei, deja, dacă apare yes, suspicii, yes, deja yes. pot să o suspendeze, însă sunt sume mult mai mari, care cu ajutorul organelor de, de forță sau organelor instituțiilor respective, așa cum este CNA sau alte instituții, pot fi o Vreau să vă spun că, făcând referință la cazul Ministerului Finanțului da. 2013-2016, da. deci eu nu m-ar faptul că, după o perioadă de timp, să aflăm că a avut loc un fenomen despre care nu se vorbește. Care nu a, e cunoscut. Deja poate fi schemă. consumat. O, o nouă schemă despre care ori s-o realizat, ori s pus, s-o pregătit să fie realizat, însă domnul Ciocla nu a vrut să ia parte, nu a vrut, nu a vrut să fie complice la acel mecanism fenomen. Eu presupun așa ceva și a, a hotărât, a luat decizia să se dea la o parte. Totodată. Chiar domnia sa spunea că a avut întrevederi cu speakerul Candu în repetate rânduri și îl înștiințease de fapt de această inițiativă. Păi, cred că au avut loc dezbateri și discuții că dacă mergem pe, o for, pe așa formulă, atunci îmi dau demisia. Cred că au existat, au existat și alte presiuni. Însă e bine, ok, mersi. Dumnealui și-a îndeplinit funcția, cea mai mare funcție, eu v-am spus, că a fost vânzarea celor două bănci. Și mi se pare că și-a treia vândută, pur și simplu tranzacția încă nu e încheiată. Dumnealui are un serviu ok, poate să angajeze în angajeze în orice nivel internațional. Și, pe de de-o parte, și guvernării a prins bine, da? A făcut tot posibil. Asta e o lecție se... pentru faptul că nu trebuie BNM-ul să noi, fie o, o persoană o politică, da? instituție politică. Deci, orice bancă națională, Banca Națională a Republicii Moldova trebuie să aibă autonomie totală prin legea privind funcționarea Băncii Naționale. Ea are autonomie totală, are pârghii foarte eficiente și foarte bune de a se autoadministra. Deci are tot la, 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 îndemână. Îndemână. La, la îndemână. Însă faptul că nu se realizează, aceasta mai este, mai este, și eu presupun că încă, și în continuare se va, tot așa se va merge pe această, pe această, pe această cale. Domnilor, invitație, ținând de cont că sunteți în prezent în studio, vreau să discutăm în minutele care au rămas în cadrul acestei emisiuni despre scumpirea gazului. Ultimele zile a fost bulversată întreaga societate dimineața când mergem la stațiile Peco, de fapt prețul pentru gaz este altul. Domnul Ungureanu, ce s-a întâmplat? A câtă oară scumpim uh, gazul și, și, și petrolul per pe ansamblu, pentru că uh, o să faceți să remarcă gazul este din carburanți, da, da, din da carburanți. Și, uh, Ca să nu speriem oamenii și gazul da, din da, deci gazul ca carburant s-a scumpit iarăși. Este așa sistemul făcut în Republica Moldova că se reglementează la fiecare două săptămâni ne așteptăm la un nou preț plafon și sigur că acei comercianți cu produse petroliere pun prețurile foarte apropiate de prețul plafon sau chiar la prețul plafon, deci ca să nu, să nu pierdă un anumit venit posibil. Deci de ce se întâmplă lucrurile astea? Trebuie să vedem iarăși cu cum sunt făcute schemele de import și care sunt acele taxe, acele accize, impozite care intră astăzi la moment în fiecare din acest combustibil. De ce este schema aceasta taxată și cum putem noi ca societate să cunoaștem unde se duc acești bani? Care este acel profit reglementat pentru importatori și cât de bine se adeverește el sau nu se adeverește pentru spre exemplu pentru niște importatori mai mici, poate ar trebui uh, alte uh, deci plafoane să fie puse pentru cei mai mari, alte plafoane <coughs> pentru că există un efect de scară. Vrem nu vrem la asemenea mai ales da. când avem, avem în vedere aceste volume mari. Deci uh, cât se va mai întâmpla acest lucru? Trebuie să întrebăm iarăși de guvernarea noastră, de societate în general când avem de gând să schimbăm poate mecanismul acesta prin care la fiecare două săptămâni vine. Cineva îl vede foarte bun la anumite aspecte, dar el are foarte multe minusuri și aceste minusuri sau trebuie să rezolvate sau trebuie să se mecanismul în general, pentru că de altfel ne vom aștepta la asemenea surprize. Noi discutăm și cu alte ocazii în acest studio despre stațiile PECO de la duty-free care va o, fi starea de este. lucruri. E o chestie sensibilă acolo. E o chestie sensibilă pentru că iarăși până a intra în Moldova, până a intra în țară, haideți așa spunem, există acele stații care sunt pot vinde carburanții la niște prețuri mai joase pentru că acolo nu au acele accize, nu au acele taxe de import, nu au acele tăbau care este destul de mult. Deci foarte mult lucru și ei pot să reducă prețul oricât de mult vor. Și aceasta ar face și tot o tot ceea să... ce se face, se face în avantaj ar ieși, da? Și se face în avantajul, bine, aici avantajul cui al societății al Ușor. Sau... Deci, da. Foarte alu... concret. Deci, da, alu... concret alu... Nu, nu, ne, ascundem după greblă. Deci. oameni buni. Da, da, domnul are dreptate ce trebuie să vedem. Domnul mă, Costandache, mă. iată vorbeam despre gaz. Până la urmă, care ar fi logica? Întotdeauna face referire la ceea ce se întâmplă pe plan internațional. E argumentul foarte? Nu, nu. Deci nici pe departe. Deci formula, formula, singur, schema, formula care a fost elaborată de către uh, Anerie Ane anul trecut, în 2016, mi se pare, în toamnă, este una greșită, este una ironată. Și vă spun de ce. Fiindcă, uh, deci, cursul uh, leului atunci când era prețul pe piață ajuns la 148 și la 160, mi se pare că 161 de dolari Dollar pe, pe barrel pe, atunci atunci era un preț însă s-a continuat și s-a menținut acele formule de, sau cursul de schimb al leului atunci și ei au folosit deja prețurile de astăzi ținând, menținând Prețurile pe piața Republicii Moldova la, la același curs. Deci, în cazul acesta, ei trebuiau să facă referință în 2016 la, la prețurile din 2000 sau cel puțin țin cont de reducerea prețurilor piețele internaționale și de cursul de schimb. Și atunci formula de calcul îmbrăca alt formă. Mie mi se pare că nu zadar a dar, acum s-au revenit la, la uh, elaborarea unei noi formule, ca ea să fie odată la trei luni, după cât eu știu, odată la trei luni, începând cu, cu 1 ianuarie 2019. Așa cel puțin se prevedea în uh, noua formulă în nou în regulament. Și atunci ar, ar fi fost mai echitabil, că odată la două săptămâni îi prea uh, mult. Dar nici într-o țară nu se face lucru acesta. Înțelegeți? Și atunci, uh, bine, uh, scumpirea gazului lichefiat nu are nimic absolut cu uh, taxele da. vamale, cu da. impozitele, fiindcă uh, taxele vamale nu formează impozit, prețul. Ele formează prețul oameni buni, dar ele se schimbă o dată în an și într în vigoare la 1 ianuarie a anului fiscal și nu are nimic una cu la două săptămâni se le schimbe. Deci... Nu. Deci tarifele e una, dar eu vorbesc despre impozite și taxele păi... vamale. Deci ele schimbă doar o dată în an și intră în vigoare la 1 ianuarie și funcționează până la 31 decembrie. Ele nu schimbă parcursul anului. De atât, și... dumneavoastră în calitate de expert. Vă este clar cum se formează acest preț? Nu există transparență între asta? Nu, -i, nu e transparentă. Chestiunea constă acolo, noi când, când vorbim în, în preț sau în formula de calcul a tarifului, da. când vorbim despre cheltuiri sau pierderi, acolo sunt niște, niște indicatori uh, giganți, uriași, care în principiu noi plătim cu dumneavoastră. Așa, să faci la energie electrică, așa să faci la gazul uh, natural, care noi, consumatorii acasă, îl consumăm. Și la energie electrică, la apă caldă, la, uh, la calcularea. Apii potabile, canalizare și așa mai departe. Deci exact aceleași lucruri se fac. Deci 25-30% se iau în calcul ca pierderi. Da. În toată lumea sunt 3-4%. Domnul... Domnul Gureanu. Eu pentru final de emisiune vreau să aflu de la dumneavoastră o, o chestie pe care cred că va fost acordată această întrebare și nu o singură dată. Iată, avem demisia guvernatorului. Cel puțin o perioadă de timp vom activa sau această funcție va fi îndeplinită de un vice. Lucrul ăsta poate influența oricum aspectul de stabilitate financiară. Pentru că cei care ne vizionează se întreabă, leu va fi la același raport cu monetele internaționale sau schimbări vor avea loc? În mod normal, demisia guvernatorului nu, nu, ar trebui să afecteze deloc. Deci numai dacă nu s-ar fi aplicat vreo schemă din care cauza ar fi plecat guvernatorul. Pentru da. să nu uităm că schema... Și atunci s-ar că... fi developat întreaga. Da. Înainte de alegeri, tot data trecută, fix înainte de alegeri s-au întâmplat furtul miliard. Deci acum ne se apropie alegeri și cine știe ce ne așteaptă? Păi eu spus că nu vrem să credem într-un scenariu. Da, ceva. Păi, iată, da. Domnul Costandachie, ultima întrebare în cadrul acestei emisiuni vă adresez dumneavoastră. Ceva mai devreme ați ieșit în cadrul unei conferințe de presă în care vorbeați de anumite companii de microfinanțare care activează în mod abuziv. În două minute care le mai avem la dispoziție, vreau să ne spuneți în linii mari care este problema acestor companii de microfinanțare. Cea mai mare problemă a dezmățului ilegal fiindcă în principiu legea care a intrat la 1 octombrie în vigoare acum o nouă lege în principiu ea nu reglementează iarăși din nou cea mai cea mai cruntă și mai crudă cea mai vorbitoare întrebare cea care doare foarte mult pe consumatori. Da. În primul rând nu s-a corelat cu legea privind protecția consumatorilor. În al doilea rând această lege nu prevede plafonarea cel puțin Elaborarea unor plafoane de reglementare a ratei dobânzii pentru aceste uh, instituții non-bancare. Non Fiindcă uh, toate luate împreună, uh, câteodată și 5% zilnic uh, se calculează rata dobânzii. Și atunci uh, noi am venit cu propunere, nu s au auzit, și încă vara trecut și anul ăsta am venit cu propunere ca, uh, în cadrul legal, a unui regulament, uh, guvernul sau cineva, Banca Națională, CNFP-ul, că CNFP-ul este reglementatorul, reglimenta piața și monitorul. Și monitorizează situația, trebuie să iasă, să elaboreze un contract tip de care trebuie să se ține toate aceste instituții. Deci, acolo sunt, sunt privă, se prevăd penalități, amenzi, de care, ce vreți și cum doriți, care, în principiu, consumatorul, despre care consumatorul nu este informat. Și apoi, la recuperarea datoriilor, se încalcă orice normă, normă legală și ilegală. Deci, Chiar se admit crimii economici contra consumatorilor. Nu. Și nimeni nu, nici habar nu are. Și atunci noi vinim ca să se facă cel puțin. Unul, plafonarea. Plafonarea. Să se efectueze. în toate țările europene există o plafonare. Așa cum băncile sunt plafonate. Și vreau să vă spun că 30% din uh, lichiditățile bancare emigrează spre aceste, spre aceste instituții microcreditare. Micro și ofițerii bancari, când se adresează clienții, spun că o să fie greu de accesat credit, pleacă și ea la, la, instituțiile acelea de microfinanțare. Și nu pur și simplu îi direcționează, dar îi spune la care și la ce ofițer acolo să adreseze. Asta ce înseamnă? Da. Domnule Constantache, eu vă mulțumesc și în același timp vreau să obțin promisiunea dumneavoastră de a mai da curs invitații, chiar la tema legată de microfinanțare, pentru că multe aspecte rămân pe din afară. Domnule Ungurean, vă mulțumesc Mulțumim. de asemenea pentru faptul că ați dat curs invitației noastre. Stimați telespectatori, pe această notă sunt obligat ca să pun punct ediției de astăzi. O seară bună alături de Accent TV.